al doilea timp, după Ivan Simion, un băiat bălai, blând, silitor, pe care l-au botezat Victor Romulus, dar căruia îi vor spune Romii. Urmează cursurile speciale ale apreciatului liceu Sibian Gheorghe Lazar, pe care l-a solvă ca șef de promoție. Dar iubește și sportul și obținând multe medalii, devine campion național la anul. În anul 1956 termină Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, tot ca șef de promoție. Și remarcat de profesorul Alexandru Domșa, este reținut la facultate. Parcurge toate treptele carierei didactice universitare și îmbină activitatea didactică cu cea de cercetare științifică. Se specializează în metalurgia pulverilor, tehnologie inovativă, în care obține și titlul de doctor în științe tehnice. În cadrul catedrei alcătuiește un grup de specialiști pasionați de cercetare științifică, care vor aduce țării beneficii de peste $1 miliard. Inițiază în plan național înființarea facultăților de știință și ingineria materialelor în calitate de conducător de doctorat, cu răbdare și pricepere, împărtășește doctoranților din experiența sa didactică și de cercetare. Convins de necesitatea existenței unui forum al științelor inginerești, contribuie la înființarea Academiei de Științe Tehnice din România și devine membru de plin al acesteia. În 1964, se căsătorește cu Stanca Maria Palmea, profesoară de limba și literatura română, cu care timp de 50 de ani, în deplină armonie, împărtășește același gânduri și sentimente de respect, de dragoste pentru acest pământ și acest popor minunat. Dumnezeu le dăruiește în 1967 pe Mirela Anca, comoară de preț a vieții lor, pe care o cresc cu multă dragoste, în armonie, în bună înțelegere, în cinste și omenie, de muncă și respect față de valorile morale, aceasta devenind un prețuit medic cardiolog și cadru didactic universitar. Inima lui tata, cum îi spunea el, îi face bucuria de a aduce pe lume mai întâi pe Alexandru Victor, masterant în științele calculatoarelor în Anglia, și apoi pe Mara Cătălina Elevă, doi copii minunați, așa cum și-ar dori oricine să-i aibă, pe care i-a înconjurat cu multă căldură sufletească și devotament încă de la naștere. La rândul lor, fiica și nepoții îl iubesc, prețuiesc și îl respectă nu numai pentru că le era tată și bunic, ci pentru bunătatea lui sufletească, pentru înțelepciunea sa și devotamentul necondiționat pe care l-a arătat față de ei. Bucuria lui era dacă îi îmbucura pe cei din familie și nu cerea nimic în schimb, pentru că era modest, discret, iubitor de bună înțelegere. În anii ultimați de după 1990, în perioada 1992-2000, este ales președinte al Consiliului Județean Cluj, prilej cu care o cârmuiește problemele județului, cu cumpătare, moralitate, responsabilitate și diplomație, cu dăruire și pricepere, recunoscută și prin acordarea titlului de cetățean de onoare a județului Cluj. Este greu să rezum în câteva cuvinte o viață de 82 de ani, aflată în slujba familiei și a cetății. Și mulți din cei prezenți mai pot completa cu amintirile lor cele spuse aici. Victor Romulus Constantinescu lasă moștenire familiei un nume respectat. Cinstea și omenia lui, bogăția sufletească și atâtea dragi amintiri care vor face mereu prezent în inimile, acum atât de îndurerate, ale soției, fiicei și celor doi nepoți. Să spunem cu toții
și noi. Cum spunea și El despre cei plecați în veșnicie, Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească și să-I fericească sufletul bun. Amin.